Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, și vom începe citirea cu versetul 8, pagina în Biblie 1059. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodul și bătrânea lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav, și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstihnit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Așa cum spunea fratele Octavian, dacă Domnul ne va ajuta, mâine la prima oră, 4:30, 5, vom pleca. Încă o dată vă mulțumim că ne-ați invitat, mulțumim că ne-ați primit, mulțumim că ne-ați suportat și doresc pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur de cei care, cu care deja m-am prietenit, felicit adunarea, în mod deosebit formațiile muzicale și doresc pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Acum, dacă tot ne despărțim, eu știu că în ultimele ore de curs nu se mai dau lucrări de control, nu se mai dau extemporale, nici teze, se scriu diplomele, se organizează sărbătoarea de despărțire, se iau rămas buni unii de la alții, dar eu aș vrea să dăm împreună o lucrare de control, oricum nu am avea noi timp să vă corectăm, luați acasă extemporalele și corectați-le dumneavoastră. Am găsit un cuvânt în Sfânta Scriptură și vreau să vă spun că eu predic pentru aceia care sunteți aici, dar predic în dreptul fiecăruia. De aici vreau să mă învăț și eu și să luați ceva și dumneavoastră. Am mai povestit eu, eram în Austria și un frate spune: frate Dragoș, ai fost în Roma? N-am fost niciodată. Hai că te duc eu. M-am dus în adunarea din Finocchio, frații m-au pus la predic și am predicat despre ceasul încercării. Cel care m-a dus cu mașina era un prieten al meu, îi plăcea cum predic eu, cum mi-a spus, îmi place. Și cât am predicat eu, el numai cu capul așa era pe sus, de la voi îngereptare că stau cu spatele, numai cu capul pe sus asta, să vadă dacă la adunare îi place cum predic. Și spune: măi, așa s-o bucura, frate. Eu am vorbit de ceasul încercării. Am plecat din Roma spre Austria, nu știu, 10 minute, un sfert de oră, îmi primește un telefon. Cum? Când? Dar cum a fost? Să schimbă la față, lasă-ți termine, închide telefonul, spune: frate Dragoș, eu am crezut că tu ai predicat la aceea și mă uitam dacă te ascultă. N-am știut că predici pentru mine. Nevastă mi-a plecat cu mașina să ia copiii de la școală, au avut un accident, mașina i-a dat peste cap, îi la spital și ia și copiii. Tu ai predicat de ceasul încercării pentru mine și eu credeam că tu predici la alții. Așa aș vrea să vă spun că lucrurile care le vorbesc în seara asta, să le ia fiecare în parte. Într-o seară am predicat într-o sâmbătă, seara la o adunare de la țară, puțini erau acolo la adunare, am predicat cum mi-a dat Domnul să predic, când am ieșit, vine un frate în vârstă, la mine dă mâna, spune: Domnul să te binecuvinteze, măi băiete, bine ai vorbit, dar cei care trebuiau să asculte nu au fost în seara asta. Și eu am spus: frate, dar eu predicam la cei care au fost, poate am predicat pentru dumitale, pentru mine nu. Acum eu predic pentru dumneavoastră. Aș vrea să testăm într-un fel nivelul nostru de pocăință și modul în care ne asemănăm cu frații noștri din biserica primară. Că rânduiala și pocăința, leagănul bisericii, nu e nici în Phoenix, nici în Bucovina, nici măcar la Păuliș de Arad. Biserica Domnului a început la Ierusalim. Și eu am fost curios să văd cât de mult seamăn eu
cu frații de la Ierusalim. Și m-am uitat în Sfânta Scriptură și am căutat câteva grade de comparație, lucrări în care să mă pun alături de ei. Și prima dată m-am uitat la activitatea celor din Ierusalim. Ce făceau oamenii ăia din Ierusalim? Frații noștri, înaintașii noștri, cu care noi vrem să stăm, cu Avram, cu Isaac, avem noi cântări, cu Pavel, cu Petru. Știți, eu odată am pus o întrebare și nici acum nu știu. În rai oare o să fie sentimentul de rușine? Că dacă ar fi rușine, parcă n-ar fi raiul perfect. Și dacă ar fi rușine, eu aș trebui să umblu una cu capul în jos. Când mă gândesc la sacrificiul fraților noștri, la bunicilor noștri de care spuneam că au plecat la Cernăuți pe 25 de ani, a părinților noștri și ne gândim la noi. Și iată că atunci când vorbim de activitatea fraților de la Ierusalim, un lucru vreau să vă spun în versetul 46 din capitolul 2. Toți împreună erau nelisiți de la templu în fiecare zi. Iudeii ăștia care au trecut la creștinism, în fiecare zi mergeau la templu și în afară de asta, și în case private, se adunau la rugăciune. Întrebarea mea este, cum stați cu prezența la adunare? Eu aș vrea să mă laud cu voi, Tesalonicenii 1:4, mă laud cu voi în bisericile lui Dumnezeu. Doar eu cum ajung acasă, întâi mă întreabă nevasta, copiii, după aia frații din comitet, mă, cum e la Phoenix, la adunare? Ei nu au fost niciodată în America. Eu vreau să mă laud cu voi, îmi dați voi să mă laud? Și ce să spun despre voi când ajung acasă? Acum venim să spunea, ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Cum stați dumneavoastră cu prezența la adunare? În afară de duminică dimineața și după amiază, mai aveți în timpul săptămânii programe? Care știi? Marța? Marța și joia. Domnul să vă binecuvinteze. Nu acum marți, că acum am fost și noi. Marța aia la altă, cât ați fost la adunare? Dar nu ridicați mâna ca să nu-i facem de rușine pe cei care nu au fost, știți? Odată eram într-o adunare și prin Duhul Sfânt a venit o prorocie. Că Domnul mi-a arătat o cunoștință, că aici la voi este un mare duh de zgârcenie. Cine e cel mai zgârcit dintre voi să ridice în picioare? Întreabă prorocul. Și unul se ridică. Și prorocul crezut că nu a înțeles, zis, măi, omule, am întrebat cine e cel mai zgârcit? Și ăla spune eu. Am înțeles întrebarea. Am stat de vorbă cu el, la urmă începe a plânge, frate, cum e să fii foarte zgârcit? Frate, eu niciodată n-am dat la nimeni nimic. Totdeauna am avut o nevoie, totdeauna mi-a trebuit mie și la plecare frații au mai spus, mai veniți. Și am spus, venim când pleacă Duhul de zgârcenie, noi n-am nici după ajutoare, dar ei aveau o mochetă roasă, niște bănci roase, adunarea mare care era făcută de părinților. Când schimbați mocheta și băncile, ne chemați. Măi, și nu durează mult și ne cheamă, fraților, veniți la noi, am schimbat mocheta, am schimbat bănci, a plecat Duhul de zgârcenie. E acum eu nu întreb să ridice mâna cei care n-au venit, dar pe lucrarea ta de control, la prezența, la adunare, e un punct de verificare a pocăinței tale. Ce notă ți-ai pune tu? Cam pe unde ai fi cu pocăința când vorbim de prezența la adunare? Bine, poate vor spune unii că în asta nu-i pocăință, în asta, nu este mântuirea în asta. Psalmul 84 spune că mai mult face o zi în curțile Domnului decât o mie în altă parte. La noi un bătrân a predicat odată, în vremea lui Ceaușescu, și spunea, oameni buni, decât să mergi la combinat 3 ani și jumătate cu mâncarea ta, cu traistea ta, cu hainele tale, cu abonament la autobuz, mai bine o vii o zi la adunare și ești mai câștigat. Dar eu am povestit așa de multe ori. Mi-am adus aminte, așa că bătrânul ăsta nu prea venea joi seara la adunare. Și fără să mă pună nimeni, timp de 4 luni de zile, pe timp de vară, am făcut prezența predicatorilor joi seara la adunare. Am scris de la Axinte Viorel până la Zagan, eram din adunare, știam, și ajungem acasă și prezent, prezent, absent, absent. Și când s-au făcut odată un sfat cu predicatorii, eu le-am dat prezența. Și când m-am uitat la omul ăla, avea 0. Din 16 programe joi seara, el nu a fost niciodată. Și așa de frumos a predicat din Psalmul 84. Și m-a uitat la el. Și el s-a uitat la hârtie, a pus-o pe bancă și a spus către cineva, nu o ne mântuiește asta pe noi. Am spus, dar dacă nu mântuiește, de ce o predicăm?
dacă nu ne mântuiește. Eu aveam de 13 ori, alții aveau de 16 ori. Acum întreb și plecăm mai departe la alt semn al pocăinței. Cum stați cu prezența la adunare? Când am avut eu un studiu despre prezența la adunare, am pus pe 4 capitole, la capitolul 1 am pus motivația. Cea mai corectă motivație, plăcerea. Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor. Sufletul meu suspină, tânjește de dor după curțele Domnului. Inima, carnea, suspină, altarele tale. Frații mei, vă place aici la adunare? Amin. Păi dacă vă place, înseamnă că veniți joi seara, nu? Psalmul 122, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Psalmul 133:1, iată ce plăcut și dulce să locuiască frați împreună. Psalmul 27, versetul 4, un lucru cel de la Domnul și-l doresc fervinte. Vreau ca toată viața mea să locuiesc în casa Domnului. Vreți asta? Nu mai vorbim de celelalte motivații, că era și frica, că un evreu, dacă la praznicile mari nu se suia la templu, trebuie să fie nimicit din mijlocul poporului. Dar legat de prezența la adunare, la capitolul 4, am ajuns acolo deja, am pus eu o interpretare. Cineva spunea că e erezie. Nu cred că e erezie. Evrei 10:26. Că dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai este nicio jertfă de iertare decât așteptarea unei flăcări și a judecății lui Dumnezeu. Și întrebarea se pune, asta ne interesează, care e păcatul cu voia? Păi păcatul cu voia, curvia, normal, nu? Păcatul cu voia și hoția, când te duci la furat, ori vrei să te duci. Până și clevetirea e păcat cu voia și multe alte păcate cu voia. Dar eu am fost atât de naiv să citesc versetul așa cum e scris el și am luat de la versetul 24 din Evrei 10. Să vedem unii asupra altora, să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea, versetul 25, cum au unii obicei, că dacă păcătuim cu voia, nu mai este nicio jertfă de iertare. Și am făcut greșeala, am spus că a părăsi adunarea e un păcat cu voia. Când eu știu de sâmbătă, seară, mâine nu mă fac adunare, că am alte treabă. Nu mi se pare că e un păcat cu voia? Când eu știu că de joi dimineață, de seară, nu mă duc la adunare, că n-am chef de adunare. Nu mi se pare că e un păcat cu voia? Taina e că versetul 26 e scris după 25 și eu le-am citit la rând. Fraților, evrei, eu am fost în Londra, într-un cartier de evrei, magazin evreiești, totul evrei, multe sinagogi. Evrei ăștia, cel puțin de 3 ori pe zi, mergeau la sinagogă. Am fost acolo plin o sinagogă cu multe etaje, plină sinagoga de evrei. Și vorbind cu ei, ei mi-au spus, auzi, domnule, pe noi Dumnezeu ne pontează timpul cât suntem aici. Ei mergeau în sinagogă, făceau afaceri, vorbeau la telefon, dar le făceau din sinagogă să-i ponteze Domnul. Și eu am crezut că nu e așa, dar unul spune, măi, așa-i, măi, frate Dragoș, n-ai să vezi evreu cărând sai de ciment pe șantier, n-ai să vezi evreu arând cu plugul, n-ai să vezi evreu. Ba, încă un frate, prieten de-al meu din America, lucra, și nu-i spun numele, că-l cunoașteți o parte, lucra cu un evreu. Și omul ăsta a venit un pic de criză în America, avea mai mulți copii și se ruga, Doamne, dăm de lucru, Doamne, dăm de lucru, am copii, dăm familie, dăm de lucru. Și evreul ascultă, spune, tu nu știi să te rogi. Dar de ce nu știu să mă rog? Păi nu te rogi bine. Cum nu mă rog bine? De ce te rogi, dăm de lucru? Roagă-te, Doamne, dăm bani. Și îmi spune, măi, de când am început să mă rog, Doamne, dăm bani, am jumătate lucrările și am bani mai mulți. Am prins lucrări mai bune cu primăria, niște contracte și m-a învățat evreul, Doamne, dăm bani. Și el acum așa se roagă. Fraților, trecem mai departe la altă activitate. Deci evreii din Ierusalim erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Vă rog, puneți-vă o notă la prezența dumneavoastră la adunare. Și apoi mergem mai departe și spune cuvântul Domnului așa, versetul 45. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Am specificat și dimineață și ce am spus, am spus. N-am venit în America după strângeri de ajutoare, că noi suntem oameni bogați.
Dacă vrei să ne dați ceva la săraci, eu cu două mâini. Că Biblia spune, nu împiedica o binefacere când cineva are nevoie de ea. Dar nouă nu ne trebuie banii dumneavoastră. Dar totuși, Biblia vine și spune că o altă preocupare a lor era să fie o egalitate între frați. Știți dumneavoastră, Domnul spune Matei 6:24, niciunul din voi nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Se pare că Mamona este Dumnezeul bogățiilor acestora. Oamenii ăștia, până a fi umpluți cu Duhul Sfânt, până a-L primi pe Hristos în inima lor, ei aveau un Dumnezeu, Dumnezeul bogățiilor. De aceea spune Coloseni 3:5, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia de avere care este o închinare la idol. Care idolul? Idolul Dumnezeu bogățiilor acestora. Oamenii ăștia când au fost plini de Duhul Sfânt, așa un efect a avut Duhul Sfânt în ei, încât vindeau ogoarele și banii puneau la picioarele apostolilor. În legătură cu dezinteresul ăsta de lucrurile materiale, eu știu că dumneavoastră cei mai mulți ați venit în America că se trăiește mai bine și să nu spuneți altfel. Toți ați fost trimis de Domnul, toți au avut lucrări, nu vă condamn. Avraam, când a avut foamete în Canaan, s-a dus și el să salveze familia, dar nu vă legați, oameni buni, de lucrurile acestea. Nu vă înfigeți rădăcinile prea mult. Vine ziua când pământul cu tot ce este pe el va arde. Eu mai cred, cerul va trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Amin? Sau păi spunea Petru acolo în 3:14, dar noi după făgăduința lui așteptăm un cer nou, un pământ nou în care va locui neprihănirea. Vine Biblia și spune că ei împărțeau după nevoile fiecăruia. Am constatat, dragii mei, că nu prea ne cunoaștem nevoile, că suntem străini în adunare. Ne înstrăinăm în casele noastre, în apartamentele noastre. Copiii au camera lor, au dulapul lor, la telefon, la internet, au parola lor, străini, copiii față de noi și noi față de ei. Și acum vine Biblia, spune că ei cunoșteau nevoile fiecăruia. Noi ne cunoaștem bine nevoile fiecăruia. Avem frați în necaz și nu știm. Avem surori în boală și nu știm, avem familii care au copii cu probleme și de multe ori nu aduc la cunoștință că dincolo de dorința de rugăciune apare dorința de judecată, să se spune că așa-i trebuia, că Dumnezeu s-a răzbunat, că Dumnezeu are dreptate, că nu greșește Dumnezeu și în loc să ne ajutăm, în loc să ne sprijinim unii pe alții, noi ne judecăm unii pe alții. Să ne ierte Domnul, amin? Vis-a-vis de împlinirea nevoilor celuilalt, materiale și spirituale, cum stați? Ce notă vă puneți la capitolul acesta? Oricum, lucrările le corectați acasă, că noi nu mai vrem să știm rezultate. Apoi, cuvântul Domnului spune că oamenii aceștia propovăduiau Evanghelia. Mie asta așa de mult îmi place. Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta. Și iată că voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Ați umplut America cu învățătura voastră? Umpleți, oameni buni, locul de muncă, firma unde lucrați, clasa unde învățați. Am exemple de familii bune care au venit la adunare pentru că niște copii au fost buni evangeliști. Să dea Dumnezeu ca să împărtășim cu toți Sfânta Scriptură. Marcu 16:15, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Orice făptură mi-aș dori să vii să asculti corul cântând, dar nu cred că vine orice făptură. Va trebui să ajungem noi la orice făptură. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și noi suntem chemați să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Se spunea de aici în Luca 1:37, cuvântul lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zburea prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Lucrurile astea care le adunați, care le strânge, în care vă încredeți, sunt condamnate să ardă, să dispară, dar Evanghelia rămâne veșnică, fraților. Face parte din categoria lucrurilor veșnice împreună cu altele.
Psalmul 33, versetul 6, spune că cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 9 spune că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Psalmul 107, versetul 20, le-a trimis cuvântul Său și i-a tămăduit. Eu am fost martor la vindecări care le-a făcut Domnul în adunare la propovăduirea Evangheliei. Când Duhul Sfânt vorbea de la amvon, puterea de vindecare a venit peste adunare și mai multe mărturii au fost că cuvântul Evangheliei i-a vindecat. Cuvântul lui Dumnezeu ne vindecă, fraților. În 1 Petru 1:23 spune că noi am fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci de una care nu poate putrezi prin cuvântul Evangheliei. În Efeseni 10:26, cuvântul are putere să ne curățească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. În Efeseni 6:17, cuvântul îi puterea lui Dumnezeu, luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul are putere în el. Cât citești tu în Biblie? Sau când ai citit ultima dată? Câtă pasiune ai pentru cuvânt, cât de dragă ți-e Scriptura, cât cercetezi cuvântul. Ei stăruiau Fapte 2:42 în învățătura apostolilor. Să ne dea Domnul drag de cuvânt, drag de a spune tuturor de mântuirea aceasta. Și acum mă opresc și vă rog în mod respectos, puneți-vă o notă în dreptul acestui subiect. Când vorbim de activitate, vorbim de prezență la adunare, vorbim de împlinirea nevoilor celorlalți și vorbim de evangelizare. Vă puneți o notă? Mă duc acasă, faceți media și îmi trimiteți media bisericii. Media bisericii de Elim e aproape 10. Doamne ajută de la asta, amin? Uitându-mă la sfinții din Ierusalim, am fost preocupat puțin de atitudinea pe care o aveau ei. Și primul lucru m-am dus la îndrăzneală. Ei propovăduiau cuvântul, când au văzut îndrăzneala lor, că erau îndrăzneți. Nu vorbesc de tupeu, așa ceva nu-i scris în Biblie, nici de o râvnă fără pricepere, că nu-i folositoare. Biblia spune că cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Vorbesc de o îndrăzneală a neprihănirii, a sfințenie. Cum stați cu îndrăzneala? Sau de unde ne vine nouă îndrăzneala? Fapte 4:20 spune că, deci noi nu putem să nu propovădui ce am văzut și auzit. Ioan 1 spune că ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Îndrăzneala asta noastră vine din umblarea cu Dumnezeu. O văzut îndrăzneala lor și o priceput, oamenii ăștia spocăiți, oamenii ăștia umblați cu Domnul Iisus, umblați cu Domnul Iisus aici în Phoenix. Și Dumnezeu ne va da îndrăzneala, amin? Vine cuvântul Domnului, spune că după ce s-au rugat ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, 4:31, și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Umplerea cu Duhul Sfânt ne dă îndrăzneală. Cei care nu au venit la stăruință serile astea, mă întreb de ce n-au venit. Au prea mult Duh Sfânt în ei? Sau au o îndrăzneală care nu-i de aia sfântă, îi din aia firească și aia nu-i bună? Când Domnul ne umple cu Duhul Sfânt, ne dă îndrăzneală. Iar 1 Ioan 3:21 spunea, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Trăirea cu o inimă curată, trăirea unei vieți de sfințenie, ne dă îndrăzneală. Să ne ajute Domnul. Tot din atitudinea lor aș vrea să vorbesc de ascultare. Că ei au spus, noi ascultăm de Dumnezeu, nu avem ce face. Și la ascultare, pentru că s-a vorbit dimineață, repet doar versetul din Evrei 13:17, din care nu prea am curajul să predic acasă la mine. Acolo spune, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, ca unii care privighează asupra sufletelor voastre și care au să dea socoteală, ca să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinări, că așa ceva nu m-ar folosi la nimic. Aveți ascultare de mai mari voștri? O, dar vreau să vă întreb, voi știți cine-s mai mari voștri? Îi cunoașteți? Știți cum îi cheamă? Iacob cine să cheme pe prezbitere biserice, îi chemați când sunteți bolnavi? Sau îi contestați mai degrabă? Într-o adunare, un păstor, prieten cu mine, a chemat un alt păstor, prieten cu mine și proroc.
Ăsta de-al doilea era prima dată, o adunare de lângă orașul Suceava. Și se ridică de pe genunchi și spune: frate, mie mi-a arătat Domnul că aici în adunare nu e ascultare de mai mare. Dar unul acolo mai guraliv din spate întreabă: dar cine e mai mare? Domnul e mai mare la noi. Și măi, o fi Domnul mai mare. Dar dacă tot ești mai vocal, ia deschide tu Scriptura, Efeseni 4:11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangeliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea Sfinților, în vederea de... Și ne oprim. Îi aveți pe ăștia? Ăla tace. Măi, dar ascultați, Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri, îi aveți? Acela spune: nu. Și al doilea păstor îi spune: măi, unde m-ai adus, mă? Ai spus că mă duci la o adunare de pocăiți, la o biserică. M-ai adus la un club, ceva mai select, dar biserică nu-i. Unde nu-s apostoli, proroci, evangeliști, unde nu-s mai mari și unde nu-s ascultați mai mari, aia nu-i adunare. Știți urmarea, vă spun eu. Nu la multă vreme s-a rupt adunarea și ruptă și în ziua de azi. Și așa erau puțini și era o adunare cu probleme. S-a rupt și ruptă în ziua de azi. Mă întâlnesc cu unul din aia care a rămas în adunare. Și stau de vorbă cu el și îi spun: măi, ce mai faci? Măi, ce fac frații care au plecat? Și el spune: frate dragul, și cei care au plecat, au făcut să adună, numai să ceartă în continuu, acolo unde au plecat. Mă, dar voi ce faceți care ați rămas? A, noi ne certăm aici unde am rămas. Ei se certau acolo, ăștia se ceartă aici, pentru că rețineți. Când într-o adunare am de zile ceartă, acolo sunt niște duhuri de ceartă. Acolo poți să-l aduci pe apostolul Petru în adunare și nu-i bun, e contestat. Acolo unde ceartă și niciunul din mai mari voștri nu-i bun, acolo îi duc de ceartă. Acolo trebuie post, rugăciune. Cunosc experiența unei biserici din Bucovina cu multă, multă, multă ceartă. Și au venit frați autorizați de Dumnezeu cu post, cu rugăciune, au poruncit duhurilor de ceartă să plece. Și s-a ridicat un obraznic în adunare și a spus: noi plecăm, plecăm dincolo. Frații mei, nu spun povești. De-a doua zi, în cealaltă adunare, a început ceartă. Aici s-a liniștit că a plecat duhul de ceartă. Vreau Domnul vouă să vă dea pace. Vreau Domnul vouă să vă dea liniște. Vreau să plece cearta de la Elim, de aici. Și vreau ca toți, că am constatat cu durere, oamenii cu care am stat de vorbă, toți sunt oameni de bine. Toți vor binele adunării, toți vor înaintarea adunării. N-am găsit unul să spune: frate dragul, eu sunt răzvrătit și vreau rău adunării. Toți vreați binele, dar nu-l vreți la fel. Pentru că vine diavolul și vă pune unul împotriva altuia. Zaharia capitolul 3, când era Iosua marele preot, cu haine murdare, e adevărat. Și Biblia spune: dar satana sta la dreapta lui ca să-l părască. Cunosc cazul a două surori din Banat. Și nu spun adunarea, că sunt mulți bănățeni aici și n-ar fi o cinste pentru ei. Care l-a prășit de porumb, s-a certat, o arunca cu bulgări, cu bolovani, s-a dus și s-a tras de cap una pe alta. Și frații au luat măsuri. Și s-a dus să le împece, două surori, mami cu mulți copii, femei botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Și a fost chemat un frate, un prieten de-al meu, are la 80 și ceva de ani, un om al lui Dumnezeu. Și spune fratele, a pus una: măi, surorilor, măi, sunteți femei bătrâne, aveți mame, sunteți mame, aveți copii în adunare, cum e posibil să vă trageți din cap? Ia împăcați-vă! Și că dacă nu vă împăcați, luăm măsuri disciplinare. Și până la urmă, de gura comitetului, surorile s-au împăcat, hai să facem o rugăciune de mulțumire. S-au plecat pe genunchi și prin Duhul Sfânt iese un cuvânt scurt: așa vorbește Duhul Sfânt, asta nu-i împăcăciune. Și se ridică iar, uite lucrare a fost, și el se ceartă mai tare ca la început. Și frații iar le astâmpără și iar le sălesc să dea mâna și să sărute una cu alta. No, acum a doua oară să mulțumim Domnul. Și iese o prorocie: așa vorbește Duhul Sfânt, asta nu-i împăcăciune. Fratele care sta acolo era musafir, o deschis la Zaharia capitolul 3 și o citi mult. Dar satana sta la dreapta lui ca să-l părască. Și citea încet și conducătorul spune: oameni buni, opriți-vă un pic, nu vă certați. Uite, fratele, să citește, citește, frate, mai tare. Și omul să citește: dar satana sta la dreapta lui ca să-l părască. Și una din femei face așa. Ăsta nu mai dă din cap. Spune: frate Dragoș, când a scos un strigăt femeia asta și când a început să plângă, s-a dus la cealaltă, s-a îmbrățișat,
sunt păcat și au ieșit amândouă pe după cap, așa mergeau pe stradă și comitet în urma lor. Știi ce s-a întâmplat? Erau două femei pocăite, două mame cu mulți copii, două femei botezate cu Duhul Sfânt, care au suferit pentru credință, dar au venit Satana între ele și le părea. Satana stă la dreapta lui și tot le părește. Măi, când veniți cu pârâle astea, de unde-i sursa? Vezi să nu fie de la Satana. Eu aș dori ca Domnul să ne lasă pace și unitate, amin? Vorbim de atitudine, am vorbit de îndrăzneală, am vorbit de ascultare și nu mai vorbesc că timpul trece, mai este și fratele Dorin, Domnul să-l binecuvinteze. A mai fost amintit un frate aici, nu fac o regulă, mă bucur că i-am întâlnit, nu-i cunoșteam. Și aș vrea să vorbesc de tot la această atitudine, de bucuria care o avem ei. Chiar mi-am fost propus să vorbesc de sursă de bucurie, de exprimarea bucuriei, de bucuria aia ciudată, ba mai mult ne bucurăm și în necazurile noastre, din Roman 5:3, din Iacov 1:2, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Care din voi se bucură în suferință? Nu prea ne bucurăm. Eu am trecut de multe ori prin suferință. Suferință cu slujirea în adunare, suferință în familie, suferință cu boală, suferință cu lucru. Și până la urmă am spus, de ce atâta suferință, Doamne? Și mi-a spus Domnul, citește-mi Psalmul 107, versetul 12. El le-a smerit inima prin suferință. Când omul trăiește prea bine, e constatarea mea, am călătorit mult pe pământul acesta. Când omul trăiește prea bine, uită de Dumnezeu. Uită să vii la adunare, uită de post, uită de rugăciune, uită de evanghelie, uită de pocăință câteodată. Și atunci Domnul nu vrea ca tu să te pierzi. Și îngăduie o suferință pentru tine și El te smerește prin suferință. În Evrei 2:10 scrie, se cuvenea dar ca acela prin care și pentru care sunt toate lucrurile și pe care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirii lor. Suferința este o metodă de desăvârșire. Frate, nu cârti în suferință, vei ieși mai alb, mai curat, mai strălucitor, mai plin de Duhul Sfânt. Am experiența aceasta, nu-mi place suferința, am fugit și eu de ea, dar m-a ajuns de urmă, că a fost voia lui Dumnezeu și când am ieșit din cuptor, am strălucit mai tare și Dumnezeu nu mi-a rămas dator cu nimic până în ziua de astăzi. În Evrei 2:18 spunea, și prin faptul că a suferit, poate să vină în ajutorul acelor care suferă. Că a fost ispitit ca să noi, poate să vină în ajutorul celor ce suferă. Suferința te califică pentru slujire. Eu am avut o constituție destul de robustă, am mai fost, acum chiar foarte bolnav. Probleme cardiace, aseară a urmat o soră tensiunea și vai de mine că aveam peste 200. Deci nu-i nimic, stai liniștit, ajung acasă. Dar nu am fost operat, n-am fost în perfuzie niciodată, dar păstor. Și când ajung la spital, în vizită, primul lucru, un miros îmbâxit de medicamente, îmi lovește neafă. Și eu mă duc repede, deschid geamul. Și bolnavul strigă, închide geamul că se face curent. Și-s condamnat să stau un miros de pastile, eu care nu-s bolnav. Și stau câteva minute, Domnul te face bine, Domnul te vindică. Dar când ai fost bolnav și ai trecut prin operație și perfuzii, la noi era un frate foarte dur, eu vin dintr-o biserică foarte conservatoare. Și un frate care, tata, 14 copii, a primit un bilet să ne rugăm pentru sora că e bolnavă. Și el spune, voi faceți toate păcatele, trăiți cum vreți acasă și puneți-ne prin noi să ne rugăm pentru voi. Asta la timpul de rugăciune. Și Domnul a găduit peste el un cancer mic. Și-a făcut chimioterapie și-a stat luni în spital și-a căzut părul și sprâncenele. Noi am postit și ne-am rugat săptămâni la rând. Adunarea am plâns că avea 14 copii acasă. Și Dumnezeu l-a vindecat. Și după ce l-a vindecat, omul din adunare l-am pus la timpul de rugăciune. Și primește un bilet să ne rugăm pentru sora. Și el spune să ne rugăm, frate, tare greu în suferință. Tare greu să ajungi până la spital și am spus să-ți trebuia un cancer ca să ajung la concluzia asta. Dumnezeu să ne dea bucurie și în suferință, dar nu numai în suferință. Dar să știți că suferința ne califică și ne face mai strălucitori. Activitate, atitudine, hai un pic, dați-mi voi un pic de aprecieri la urmă. Vine Scriptura și spune că tot poporul, norodul vorbea de bine,
Niciunul din ceilalți nu coteza să se lipească de ei, dar norodul lăuda în gura mare. Știți, eu chiar m-am gândit. Oare ce spun oamenii despre mine? Îs pocăit de aproape 60 de ani. Că-s pocăit, eu m-am născut în pocăință și când i-a spus la cineva că am peste 57 de ani de pocăință, că atât am vârsta, unul m-a întrebat, dar ce ai fost pocăit din primul an? Și eu am spus, n-am fost din primul an, în primul an am fost sfânt eu. Că părinții erau credincioși, de al doilea an o trebuie să mă pocăiesc. Și am anii ăștia de pocăință, dar mă gândesc câteodată, ce spun adunarea despre mine? Tu te-ai gândit? Ia puneți tu o notă așa la atitudine, la personalitate, la slujba, la ceea ce faci în adunare. Ce spun oamenii despre tine? Dar nu spune ca aceea din Laodicea, m-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Că vine Duhul Sfânt și spune, nu-i drept. Procesul la verbal îl puteți rupe. Tu ești ticăloș, nenorocit, sărac, orb și gol. Fă-ți așa o analiză în lumina Duhului Sfânt. La aprecieri. Care sunt aprecierile fraților? Și eu am spus, aprecierea între încurajare și mândrie. Între încurajare și mândrie. Aici mișcăm noi. Aici e marja aprecierilor. Că aprecierile, când ne apreciem unii pe alții, ne încurajăm. Dacă trecem hotarul, ne mândrim. Și atunci Dumnezeu ne stă împotrivă, Petru 5:5, da? Și nu mai avem har. Și acum vă mai spun ceva. Încă o întrebare, să vă dați o notă mică și aici. Dumneavoastră apreciați pe ceilalți? Aveți cuvinte de apreciere? Băi, mie îmi place cum o cânta corul. Chiar avea la ultima cântare să chem partitura, doar lucrăm la aceeași firmă, frate. N-ai voie să fii egoist, nu? Îmi place, o cânta frumos. Îmi place cum o predica frate, îmi place așa... Îmi place și vă apreciez, Domnul îți vă binecuvinteze. Știi că asta te încurajează? Când ai apreciat ultima dată un slujitor? Spune Scriptura 1 Cronici 12:18, Duhul Domnului a venit peste Amasai, unul din capitanii de seamă, și ăsta a venit sărind în fața lui David și a spus, Domnul e cu tine, David, Domnul e cu tine, noi suntem cu tine. Când te-a apucat Duhul Sfânt ultima dată să te duci la păstor și spune, suntem cu tine, frate? Sau încă nu te-a apucat? Sau te apucă alt duh când te duci la păstor. Fraților, hai să ne îmbocăim, fraților. Eu vă doresc tot binele din lume, plecăm, nu știu dacă ne mai întâlnim. V-am spus dimineață cu scuzele de rigoare, n-am vrut să vin. Am avut 3 prorocii în Republica Moldova, bărbatul e du-te, du-te, du-te. Și m-am temut să nu vin. Ca anul trecut când am venit, frate, n-am vrut să vin. Că m-a săturat și de America și de tot, mi-ajunge, am casa mea și adunările unde slujesc. Dar vă întreb acolo, când ai avut un cuvânt de apreciere pentru cel din adunare? Știți că face bine ăsta? Dar pentru bărbatul tău ai avut un cuvânt de apreciere? Dar pentru nevasta ta ai un cuvânt de apreciere? Știi că asta face bine? Știu că odată un frate a venit în America de 75-76 de ani. Și păstorul l-a ridicat în picioare, zice, frate, cu cine ai venit? Cu soția mea. Și o ridică. Cea mai frumoasă dintre femei. Și s-a ridicat o babă în picioare. Și erau fete frumoase. Și el spune, nu râdeți, fraților. Ea e cea mai frumoasă. Sau cel puțin așa o văd eu. Că dacă n-aș vedea-o așa, aș fi nenorocit ca unii din voi, care le vedeți pe altele mai frumoase. Și atunci păstorul a început a plânge. Știa că ăsta e un proroc al lui Dumnezeu din Bucovina. Și că Dumnezeu i-a descoperit că în adunare sunt bărbați care li dragi mai altele, adică îți mai frumoasă altele. Avram când trebuia să coboare în Egipt, o luată pe după cap pe Sara, s-a uitat la ea și i-a spus, știu că ești o femeie frumoasă. Știți că câți ani avea Sara? 60 de ani. Eu când predicam la o nuntă de frumusețe, am spus că se aplică legea întâi a termodinamicii din fizică. În natură nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde. Totul se transformă. În frumusețe e tot așa. Nu se câștigă nimic. Poți să pui tu vopsele, poți să smulgi sprâncenele, poți să te dai cu farbă cât vrei tu. Nu schimb. Frumusețea numai se transformă. O fată de 18 ani e frumoasă ca la 18 ani. O femeie la 40 e frumoasă ca la 40 și una de 60 e frumoasă ca la 60. Frumusețe de la 18 s-o transforma la 40, s-o transforma la 60. Mie ce pare caragios când una de 40 vrea ca una de 18. Sari ca dânsa, se îmbracă ca dânsa, asta deja e caragioasă. Ai cuvinte de apreciere pentru soția ta? Să-i spui, măi, ești o femeie frumoasă. Proverbii 31, după femeia asta face multă treabă
E drept, un capitol scris de o soacră acolo, dar spune că bărbatul ei se scoală și o laudă. Când ai lăudat ultima dată nevasta? Pentru hrană, pentru o cămașă călcată, că o da cu aspiratorul, când? Știm să ne apreciem unii pe alții. Dacă nu ne apreciem în adunare, hai să ne apreciem măcar acasă. Mă duc într-o familie și spune, frate Dragoș, eu dau divorț de bărbat. Și mă duc să-i consiliez, măi, dar ce are bărbatul tău? Și începe cu mult. Și am spus, stai, oprește. Tu ai cartea căsnicie și ai luat-o de pe ultima pagină. Hai să o luăm din tinerețe, de pe prima pagină. Pun câteva întrebări. Întreabă-mă și eu să răspund. Măi, bărbatul tău e fidel sau umblă cu altele? Frate Dragoș, n-am la cunoștință. Ferească Dumnezeu să mai umbli cu altul. Nu, asta nu are. Băi, lucru mare. Când divorțul și recăsătoria îți virtute acum chiar prin adunări, păi dacă ai un bărbat care e fidel, asta e o calitate mare. Și îi spun, da, de lucrat lucrează, aduce bani? Da, da. Tătă ziua meșterește, aduce bani. Păi iarăși e bun. Dar cu copiii se poartă, da, e în spate, e car, e frumos. Și e voia să-mi spună altceva. Doi spun, bun, acum ne oprim și ne plecăm pe genunchi și mulțumim Domnul pentru aceste trei calități. Și ne-am plecat. Că doar ea o să pleca și ea, n-avea ce face. Ea nu prea se ruga. Dar eu mă rugam în flecarea, Doamne, îți mulțumim pentru soț, mulțumim, așa. Ne-a ridicat și nu a mai dat divorț și în ziua de azi. Când v-ați făcut aprecieri și complimente? Că am spus că aprecierea între încurajare și mândrie, nu ca Irod, glas de Dumnezeu, ăla s-o mândri și l-o mânca vierme. Aprecierea între altruism și interes. O vândut Barnaba, un fiul mânghierii, un ogor, de bun ce era l-o vândut și l-o dat la picioarele apostolilor. Dar Anania și Safira stă așa să spune, mâinii cu noi o să dea ei frață mâna, mâinii pe noi o să ne felice de casierul. O vândut și ei, dar au avut interes. Aprecieri între uman și divin. Și asta fac enunțul și închei predica. Nouă ne plac până la urmă aprecierile. Ba încă ne mai și lăudăm unii pe alții. Dar cum e cu aprecierea lui Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu să ne dea pocăință. Am vrut să mergem un pic la Ierusalim în vizită, la frații noștri. Să vedem care era activitatea lor, ce atitudine aveau ei, ce caracteriza pe ei. Și să vorbim ceva de aprecierile care le avea norodul pentru ei și ei unii pentru alții. Și dorim să învățăm de la ei. Vă doresc să vă corectați lucrările corect și să nu copiați unul din altul și trimiteți-mi și mie nota în Bucovina. Biserica de Elim la capitolul pocăință stă foarte bine. Dumnezeu să ne ajute. Amin.